În timp ce spitalele aflate în carantină încearcă să țină gripa sub control astfel încât să nu fie declanșată epidemia, la Ministerul Sănătății au avut loc discuții despre sporurile personalului medical. Sindicaliștii din Sănătate s-au întâlnit astăzi cu ministrul Sorina Pintea. Cum au decurs negocierile, ne spune colega mea Ioana Vlășceanu. Bună seara, Ioana! Bună seara, Marius! Bun găsit tuturor! Premisele negocierilor pe tema sporurilor acordate medicilor sunt foarte bune. Cel puțin asta a declarat astăzi ministrul Sănătății Sorina Pintea după întâlnirea cu reprezentanții confederațiilor sindicale din Sănătate. Au fost demarate discuții la nivel tehnic, inclusiv pe baza unor simulări și grafice, astfel încât să se vadă exact cum stau lucrurile în acest moment. De altfel, ministrul Sănătății i-a asigurat pe sindicaliști de toată deschiderea, încât aceste consultări să fie unele reale înainte ca regulamentul de sporuri să ajungă la guvern pentru aprobare. Întreg personalul medical vrea să se asigure că nimeni nu va primi mai puțini bani de la 1 martie, în contextul în care, potrivit legii salarizării, sporurile nu trebuie să depășească 30% din fondul de salariu. De altfel, și angajații de la ambulanță vor să